Katinka, gest neașteptat față de Mihaela, după ce a fost eliminată din Casa Iubirii înainte de marea finală. Mesaj în lacrimi pentru robot: Poate nu vom fi niciodată împreună, dar am ținut la tine. Katina a fost eliminată din competiția Casa Iubirii, iar gestul pe care l-a făcut atunci când a părăsit emisiunea a stârnit numeroase reacții. Lucrurile se schimbă radical în Casa Iubirii, pe final de sezon. Katinka a fost eliminată din competiție, atunci când toți se așteptau mai puțin. De asemenea, înainte de a-și lua rămas bun de la colegii de emisiune, tânăra a făcut și o serie de dezvăluiri, mărturisindu-i lui Robert faptul că încă are sentimente pentru el. Lansându-i chiar și o invitație la cafea în afară show-ului matrimonial, cu această ocazie, Vreau să vă mulțumesc că mi-ați primit în acest proiect. A fost o experiență minunată. Am cunoscut oameni minunați, am învățat foarte multe, despre mine în primul rând și despre oameni, și îmi pare rău că nu mi-am dus scopul la final, să plec de aici cu cineva de mână, dar poate așa a fost mai bine sau poate așa a vrut Dumnezeu să fie. Vreau să vă urez succes în continuare în viață și în tot ce faceți, și mereu să alegeți cu inima. Mulțumesc mult pentru tot, sentimentele mele sunt încă acolo, poate nu o să fim niciodată împreună, dar am ținut cu adevărat la tine și încă o fac. Probabil dacă nu o să fim, o să treacă. Totodată, momentul despărțirii a fost unul greu pentru toată lumea, iar Katinka a încercat să nu rateze pe nimeni atunci când a plecat din emisiune, asta până când a ajuns la Mihaela, față de care a făcut un gest ce a stârnit numeroase reacții în rândul fanilor emisiunii. Gestul pe care Katinka l-a făcut față de Mihaela a stârnit reacții în rândul fanilor emisiunii. În lacrimi, Katinka și-a luat adio de la colegii de emisiune, începând cu concurentele pe care le-a îmbrățișat, asta până când a ajuns în dreptul Mihaelei, tânăra care a avut în trecut o relație cu Robert, căreia a ales doar să-i strângă mână, spunându-i, te pup, Mihaela. Bye-bye! Gestul concurentei nu a fost văzut deloc cu ochi buni de către fanii emisiunii, care au ținut să-și spună părerea în mediul online, după vizionarea imaginilor, despre modul în care a reacționat Katinka față de Mihaela. Urât că n-a îmbrățișat-o pe Mihaela, nici azi că pleci ești din calea afară. Bai, bai ție!